Colțul Roșu de la Clubul Sportiv Grand MMA Satu Mare, antrenat de Bogdan Tartan, Raul Bratu. Echilibru între cei doi și din punctul de vedere al kilogramelor, 75, vârstă, tot. Există premizele unui duel echilibrat, pentru că dăm voie să spun, par tras la Indigo și din punct de vedere fizic. Da. Foarte hotărâți, Nicu și Raul. Nicu Ghitaș și Raul Bratu. Fac ultimele verificări ale echipamentului celor doi înainte de a porni lupta. Așadar, ce priviri între cei doi, Răzvane. Da. Am impresia că și-au luat din priviri și conturile de Instagram cei doi. Atât de intense au fost privirile. Prima repriză, prima rundă începe. Raul are și roșu în short, ca să încercați să reușiți să-l diferențiați-o direct acum. Un uppercut. Pare să fie în probleme pentru Nicu. Oh! Au fost câteva lovituri în care și-au atins ținta acolo și extrem de tari. Cred că vom avea un meci înainte de limită. Da, Raul Bratu pare să fie vioara întâi în acest început. Da. Încă o dată l-a lovit cu directa de stânga. A primit și el. A fost prima serie bună a lui Nicu. Nu mai spui nimic. Mă lași pe mine. Da. Nu, e felul cum își ține garda Nicu de domeniul SF-ului. Își ține foarte jos mâinile. Nu a fost prins de... Încă o dată și va fi numărat cel mai probabil Nicu. Dar premizele pentru un meci înainte de limită există în continuare. N-ai voie să stai cu garda jos, niciodată. Abia acum și-o ține sus. Iar o lăsat-o jos. Da, și uite-te, e taxat pentru asta. Absolut. Să vedem dacă face față. Sunt două sau trei croșee care... Nu l-au atins pe Nicu Ghitaș, dar dacă ar fi făcut-o, ar fi fost deranj mare pe și acum. Cade încă o dată, da. Dar va fi salvat de gong. A fost salvat de clopoțel, da. Era un film, dacă ți-l mai amintești, undeva în anii serial, 90, da. Serial, da? Saved American. By the Bell. Raul Bratu însă pare extrem de hotărât, da. În vreme ce adversarul său de la Combat Gym Oradea are o problemă reală cu garda. Are o problemă reală, a fost de două ori... Nu îi place să țină mâinile sus nici cum. Dacă nu se întâmplă minuni... Nu cred. Și minuni în general în sportul ăsta, la felul în care cei doi au luat în prima repriză, sunt greu de împlinit. Trebuie să fie nivelul destul de apropiat ca să... De la aici, practic, el nu cade din forța loviturii, ci mai degrabă speria de consecințele care ar putea urma. Iar dacă Nicu Ghitaș reușește să termine în picioare acest meci, e deja bine pentru el. Incredibil cum își ține mâinile de jos. Bravo, nu distanța de acolo!
Dar nu înțeleg, n-a schimbat nimic în repriza secundă, în runda a doua. Astea sunt greșeli care, dacă le faci, durează ani bun până le corectezi. Ia uite, acum ce serie vine acolo și din nou se aruncă, practic. Chiar dacă de data aceasta nu va fi numărat Nicu Ghitaș. Da, contează mult pentru... Din nou, croșeu, din nou. Croșeu acum, iară croșeu, de dreapta. Un uppercut. Din nou sunt probleme pentru Nicu Ghitaș, care iese de data aceasta din... Încă un minut până la finalul rundei a doua, intervine și... Oboseala. Oboseala, da. L-a dezechilibrat această... Iar croșeu. Croșeu de stânga, practic, lovește extrem de bine și cu stânga. Din nou croșeu de stânga. A încercat tehnica de sacrificiu, dar... Bun, la diferența din acest moment, deci încă poate să asume și riscul ăsta. Da, dar... Na. Șansele să țintă așa procedeu sunt foarte mici. Încă o numărătoare pentru Nicu. A treia, da, nu, nu. Prima însă în această rundă, nu ultimele 10 secunde. Ce nu-și ține mâinile sus? Da, și va rezista și reprize astea. Op! Raul Bratu mi s-a părut nervos chiar. Extrem de montat. Nu-i rău, dar... Revedem momentul finalului în care a venit gongul și imposibil să-l dezlipești de adversarul său. Oricum, vedem aici seriile. Pe Nicul va durea capul câteva zile. Oricum, nu pot să înțeleg cum să nu-ți ții mâinile sus. Mâinile sus, barba în piept, umăr îți protejează barba. N-ai voie să stai cu mâinile sus. Jos, pardon. Încă două partide ale băieților, după care o vedem la luptă și pe Maria Nițescu, zisă Moroșanca. Mai degrabă încurajat pentru încă o repriză de... Da. De pumni Nicu Ghitaș. Are lovituri de picior bune, dar foarte... Degeaba, dacă nu... Păi, capitolul la care, să zicem, Nicu a făcut față, încă o dată un croșeu de dreapta care l-a ratat pe puțin. Da. E acolo, o să-l mai pună încă. O să-l mai pună jos încă o dată. Opa! A încasat din nou o lovitură din săritură pentru Raul Bratu. Dar așa cum spuneai, atunci când n-ai defensivă, practic te expui la fiecare... Da, clar. Oricum a luat cel puțin vreo 30 de puncte, cred, în cap azi. Stai cu mâinile jos, n-ai voie. O să mai ia. Da, o să mai ia. E clar că, din punctul de vedere al deznodământului, lucrurile sunt clare. Dacă nu, vine un knockout de nicăieri. Da, așa e. Vine din nou croșeul de stânga direct în figura lui Ghitaș, care e în colț. Lovitură din Superman punch. A reușit și el direct. Da, 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 da. Nu, că inima are. Inima are, luptă, vrea, dar totuși mai mult, mai puțin, mai mult creier. Țineți mâinile sus tot timpul. Ne apropiem de deznodământul acestei lupte. Dar a rămas în picioare și pentru lucrul ăsta e de aplaudat. E de aplaudat, sigur, așa e. Are inimă, luptă, nu se lasă înfrânda. Eu pun pariu că la felul în care l-am văzut astăzi pe Raul Bratu montat, își ar fi dorit un knockout. Și eu cred la fel, adversarului, da. Pentru el, da. Și ce mare diferența dintre felul în care a ieșit din ring la runda anterioară și finalul ăsta. S-a terminat totul, gata. S-a terminat meciul.
Acum moment... sunteți prieteni. Așadar, Raul Bratu, la câte numărători a avut adversarul lui astăzi, da. Nu putem pune decât problema următorului meci. Exact. Cela dintre un reșițean, din nou cu Gheorghe Cârlea pe, ca antrenor. Așa este, Raul Bratu câștigă această dispută, sportivul legitimat la Clubul Sportiv Grand MMA din Satu Mare, în fața orădanului Nicu Ghitaș. Se pune centura XFC. Toate preparativele însă pentru următorul meci, al 16-lea. La un moment dat părea inevitabil knockout-ul, cel puțin așa la felul în care și aceste lovituri care arată cât de clar a fost diferența dintre cei doi. A încercat toate tertipurile Nicu pentru a mai domoli elanul adversarului lui. Următorul meci, așa cum spuneam, Sergiu Dunca versus Florin Orzac. Vine din Reșița, nu cred că e vreo legătură de rudenie cu președintele Consiliului Județean, sau mai știi? Cine știe? Lumea e mică. Da. Așadar, la categoria sub 70 de kilograme, au 18 ani. Atenție!